găsit, sunt Otilia Lima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 18 șoferi au rămas fără permis pentru că nu au respectat semaforul la podul din Onești. Verificări în unitățile de învățământ. Programul Rabla 2019 continuă. Atenție șoferi la podul peste râul Trotuș din Onești. Dacă nu respectați culorile semaforului, rămâneți fără permis. Polițiștii din cadrul biroului rutier Onești au acționat pe raza municipiului pentru combaterea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră, îndeoseb respectarea de către participanții la traficul rutier a culorii roșii a semaforului instalat la podul peste râul Trotuș. Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 9.280 lei, din care 18 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului și 4 pentru alte abateri. 18 șoferi au rămas și fără permis. Pentru a facilita accesul pacienților la tratamente pentru diagnostice considerate de importanță vitală în România, în ultimii 15 ani s-a perfecționat continuu legislația specială referitoare la programele naționale de sănătate. În Bacău se derulează 9 programe naționale de sănătate: Programul Național de Oncologie, Programul Național de Diabet, Programul Național de Dializă, Programul Național de Ortopedie, Programul Național de Hemofilie și Talasemie, Programul Național de Boli Rare, Programul Național de Radioterapie, Programul Național de Transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană și Programul Național de Boli Endocrine. Cei mai mulți pacienți sunt înscriși în Programul Național de Oncologie și în Programul Național de Diabet. În Programul Național de Oncologie, numai în prima jumătate a acestui an s-au înregistrat 1836 de pacienți. Mare este și numărul pacienților înscriși în Programul Național de Diabet. Numai în prima jumătate a acestui an s-au înscris în acest program 22.135 de pacienți bacăuani. Mai multe lucrări de asfaltare au loc în comuna Dofteana, în satele Hăgheac și în Ștefan Vodă. Valoarea lucrărilor se ridică la peste 1.250.000 de euro și termenul de finalizare este în 2020. Detalii în materialul următor. Deci în comuna Dofteana anul acesta se asfaltează multe străzi. În satul Hăgheac, în satul Dofteana, după cum vedeți dumneavoastră, la ora actuală, acest drum face parte din categoria drumurilor DJ 116D, care ele se află în administrarea Consiliului Județean Bacău. Acest drum este și a fost deteriorat în mai multe locuri, cu mai multe găuri, mai multe cratere de-a lungul timpului, întrucât se trec mașini cu mare greutate. Am făcut toate demersurile necesare ce stau la baza modernizării acestui drum. Deci, într-un cuvânt, am fotografiat fiecare gaură, fiecare crăpătură, fiecare denivelare și am adus la cunoștința celor ce conduc Consiliul Județean. S-a aprobat finanțarea și în urmă cu 3 zile au început lucrările de modernizare și asfaltare în urma demersurilor pe care le-am făcut de mai multe ori către conducerea Consiliului Județean Bacău. E important de știut, domnule primar, de când ați început demersurile? Că nu au început ieri și ieri v-au dat bani. Nu, demersurile am început în vara anului 2018, în momentul în care dumnealor plombau în unele locuri pe aici, pe la noi, puneau zmoală, acopereau toate găurile, iar eu am intervenit imediat, stând de vorbă cu directorul care este directorul general și răspunde de drumurile județiene și aducându-le la cunoștință că drumul acesta nu poate fi reparat numai cu fundatul găurilor cu zmoală și cu plombate care ele nu au o viață atât de lungă plombarea. Am făcut toate demersurile, am tocmit un referat către Consiliul Județean, am făcut poze, m-am dus cu probe, au venit și dumnealor în teren cu specialiștii lor și am hotărât de comun acord că acest drum se intre în faza de modernizare. Încă nu exista finanțarea necesară, dar din aceste motive nici nu am publicat-o, deci nu am dat-o publicității până când nu i-am văzut că au venit și la treabă. Ce lungime are acest segment de drum? Acest segment de drum are o lungime de 3,8 km care face legătura din DN12A și până în drumul care merge până la Părău Adânc, dar se întrerupe cu drumul județean la Parcul Dendrologic din Dofteana. În câteva zile, nu știu, cred că astăzi, mâine sunt gata. Astăzi se vor încheia lucrările, deci va fi așternut un strat de uzură de 5 cm, se vor încheia lucrările până în centru localității, apoi urmează acostamentele, urmând de
trasajul pe care îl face dumneavoastră, marcajul pietonal, care sper ca până săptămâna viitoare să fie gata. Iată că o nouă veste bună pentru Dofteneni și nu numai, pentru că acest drum nu e folosit doar de locuitorii comunei Dofteana. Sigur, deci acest drum aș putea să spun că din totdeauna s-a numit drumul principal, drumul axial al comunei Dofteana, care face legătura din DN12A până la Părău, până la parcul dendrologic. Și aici este drumul principal în care toate instituțiile statului se desfășoară activitatea, începând cu primăria, dispensarul medical, casa de cultură și școlile din satele Hăgheac și Dofteana. Deci, cu alte cuvinte, un drum, un punct, o cale de acces sensibilă pentru locuitori. Sigur, o cale de acces sensibilă, o cale de acces principală, dar pe acest drum circulă toate societățile comerciale, cele de la OMV, de la Petrom, de la Mazarini, cele de la care extrag material lemnos din bazinele de exploatare forestieră din localitatea Dofteana, pentru că sunt societăți comerciale care ele sunt generatoare de impozite și taxe în localitatea noastră și trebuie să le creăm și locul și spațiul și drumul necesar pentru a putea să-și desfășoare activitatea în localitatea noastră. Spor la treabă, domnule primar! Mulțumim frumos! Se asfaltează drumul, ce părere aveți? E foarte bine, ceva frumos în comună. Era nevoie? Cred că da. Știi, primăria, noi suntem cu lucrarea. Am înțeles. Ce ar mai trebui să facă, domnul primar? Ce lucrări? Nu știu, că noi nu suntem de aici. Suntem în altă parte. Ce părere aveți că se asfaltează? Foarte bine. Era nevoie? Era, sigur. Drumul era stricat. Toate mașinile, da. Am înțeles. Ce ar mai trebui să facă, domnul primar? Strada la noi, pe Ștefan Vodă, că e numai găuri. Ok, mulțumim. Ștefan cel Mare. Ce părere aveți că se asfaltează? Suntem foarte bucuroși că se asfaltează, pentru că... Era nevoie? Mai merge asfaltul și așa, dar evident că suntem și mai bucuroși, pentru că putem circula mai bine cu mașinile. Și nu se strică mașinile, nu? Da. Ce părere aveți? Ce ar trebui să mai facă domnul primar? E greu de dat sfaturi în condițiile în care, așa cum știți, la noi se tot lucrează, iar lucrurile cred eu că funcționează așa cum ne dorim. Sunt pe drumul cel bun. Sunt pe drumul cel bun. Un mesaj, dacă e pentru domnul primar? Să fie sănătos, să continue ce deja a început. Am înțeles. Să meargă în același ritm, că e foarte bine. Mâna gospodarului se vede. Cu siguranță. Sunt foarte mândră. De multe ori când cei din localități vecine ne invidiază cumva. Cred că a venit rândul localității noastre să fie acolo unde îi este locul, la înălțime. Ce părere aveți că se asfaltează? Bună! Era nevoie, doamnă? Da. Era stricat drumul. Mai mergea, a? Dar? Nu mai mergea. Ce părere aveți? Ce ar trebui să mai facă domnul primar pentru comună? O făcut prea mult. Toate le-a făcut. Serios? Serios. Sunteți mulțumită? Mulțumită. Eu sunt asistentă medicală din 1974 și am 45 de ani la 1 august 2019. Așa. Dar ce-a făcut domn primar Bujor, n-am cuvinte să spun. Lucruri bune, frumoase. Am înțeles. Gospodărești. Am înțeles. Sunteți mândră de ce a reușit să facă? Foarte mândră. Am înțeles. Și un mesaj, dacă e pentru dumnealui? Un mesaj pentru dumnealui, să-i dea Dumnezeu să iasă la pensii de aici și să lasă urmașul lui primar, că așchia de parte de copac nu sari. Și cine-i gospodar în casă, e gospodar și în comună și are un băiat din nota 10. Și fata, îi știu. Deci copiii ce văd la părinți, aia vor face. Și eu sunt mulțumită pentru orice. E ca un orășel, comuna Dofteana. Ceea ce sunt de aici și sunt asistent, lucrez aici și stau în satul Ciobănuș. Așa, căsătorită. Casa de apă la Ciobănuș, duce apă la Comănești și nouă nu ne-a putut accesa fonduri europene să ne trimită apă până la Goioasa, unde se termină satul Ciobănuș. Deci, domn primar, să-i dea Dumnezeu sănătate și să... Domnul Bujor, nu? Domnul Bujor. Am înțeles. Așa, toate satele au apă, toate grădinițele, eu știu că am fost în școli, pe timpul și Luceașcă și așa. Și cum erau școlile și cum arăta și cum arată acum... Din nota 10, n-am cuvinte, vă spun.
O să vadă materialul și o să se convingă că oamenii sunt mulțumiți. Suntem foarte mulțumiți. Eu sunt de aici, jet be jet. Aici m-am născut și am 45 de ani de când lucrez și ajut lumea la dispensară pensionară din 2011 și încă mai lucrez. Mulțumesc. Pe cabinet de familie. Sănătate, vă dea, am eu. Energie. Să-mi dea Dumnezeu sănătate. Că dacă e sănătate, le face pe toate. Corect, eu o corectitudine la domnul primar. Nu, domnule, ai zis, da, da, nu, nu. Păi, dar ce să faci? Și îi impuneți respect la locul de muncă. Deci să facem un lucru cu cap, nu fără cap. Deci cu simț de răspundere. Dacă le faci cu simț de răspundere, iese ceva. Dacă nu, nu. Păi să mergeți să vedeți ce frumos a turnat asfalt până aproape de ciunget. Că dacă ar fi cineva să ia probe de apă, cât e de bună apa pentru stomac, cred că ar face să unească cu slănicul dofteana. Eu sunt mulțumită, doamnă. Ok, transmite, mulțumim, sănătate, doamnă. Mulțumim din partea lui Dari Ianișoara. Da, vă vede. Eu sunt mulțumită, doamnă. Să știți că primar de ăsta nu a fost decât pe timpul Ceaușescu, a fost unul Hanganu, un gospodar din nota 10, care s-a luptat cu podul la cucuieț și cu școlile și cu tot. Iată că mai aveți acum un gospodar. Da, mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu. Ar mai trebui niște gazi în comuna asta, dar cu timpul li va face. Deci gaze ar trebui. Așa zic eu. Unde anume? În... La deal. Adică să fie gaze, să nu mai umblăm cu butelii, cu chestii da. De astea. Da, da, și să ne închinuim cu lemni și nu știu ce. Da, corect, și corect. Eu așa zic după capul meu. Îi transmit, cabine... foarte bună ideea. Cabinetele toate le-au aranjat, le-au pus la punct, dispensar, cămin cu program prelungit. E... Chef de muncă să fie. Este, dar care n-are chef de muncă de la fardă. Păi da, asta e, dacă n-aveam chef de muncă, nu mă mai țineam medicul încă 11 ani după pensie. Corect, corect. Să, corectitudine să fie și cu simț de răspundere să le faci pe toate, cum le face domn primar. Luăm exemplu de la el. La un program ești, băi, tu ai de făcut asta, asta, asta. Și te duci și faci. Că așa să trândăvim și vezi, doamne, că nu ne convine și nu știu ce, luăm bani degeaba? Corect. Pentru ce, nu? Da, așa e. Așa e, dacă ar fi toți primarii pe toată țara, ar înflori România, zău. Ce părere aveți că se asfaltează? E bine. Era nevoie? Cred că da. Așa. Un mesaj dacă e pentru domnul primar, unde ar trebui să mai lucreze, să mai intervină? Nu știu dacă am dat. Sunt lucrurile bine făcute? Sunt bine, da, e ok. Da? Da. Sunteți mulțumit de el? Da, e da. Ok, mulțumim. Doamne ajută. Eu nu știu, acum sunt venit din Italia și nu știu. Dar ce părere? Vedeți că se pune? Treabă bună. Dar e nevoie, nu? Ha, e nevoie, că se sparge tot timpul, se rupe. Un mesaj dacă e pentru domnul primar? Ce să-i spun? Să facă cât mai mult ca să aibă oamenii comună. Okay. Foarte bine. Era stricat drumul? Nu, cum să vede, eu ți-am zis. Mai la deal nu știu. Mai la deal nu știu. Un mesaj dacă e pentru domnul primar, ce ar trebui să mai facă? Ce poate, cât să bani să facă de toate. Sunteți mulțumit de el? Mulțumit. Da? Da. Primul din fonduri europene. Da? Da. Da, a făcut multe? A făcut destule. A făcut? Se putea și mai multe, e loc de mai bine. Sunteți mândru de cum arată acum comuna Dofteana? Da, dar se poate și mai bine. O mâna gospodarului se vede. Se vede, da, da. Pe 9 septembrie va începe școala, iar cu această ocazie prefectul județului Bacău, Maricica Luminița Coșa, a verificat stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar. Primele comune vizate au fost Bârsănești, Pârgărești, Târgu Tortu și Helegiu. Din cadrul comisiei au făcut parte reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, ai Direcției de Sănătate Publică, a Inspectoratului de Poliție Județean și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Verificările vor continua pe tot parcursul acestei luni. Polițiștii din Onești au depistat în flagrant un bărbat de 59 de ani din ce conducea un autoturism sub influența alcoolului. În urma testării, conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,01 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital și s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.
Programul Rabla 2019 continuă, 20.000 de noi vouchere sunt disponibile de la începutul acestei săptămâni. Persoanele fizice care vor să-și caseze un autoturism mai vechi de 8 ani pot merge la producătorii validați pentru a accesa Rabla Classic, după ce programul a fost suplimentat cu 130 de milioane de lei. Astfel, numărul primelor de casare acordate anul acesta a depășit numărul primelor de casare acordate până acum de administrația Fondului pentru Mediu în cei 16 ani de când se derulează acest program, totalizând 50.000 de prime de casare acordate în cadrul acestui an. Meciul de fotbal la Onești, Viitorul Curița s-a întâlnit cu echipă din Târgu Secuiesc. Detalii în materialul următor. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo. Miercuri 21 august va fi cald, cu o maximă de 30 de grade Celsius și o minimă de 17 grade Celsius. Joi 22 august va fi cald, dar sunt posibile și furtuni în locuri izolate. Maxima va fi de 30 de grade Celsius, iar minima de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!